Evenimentul Sărbătorile Coașului, organizat în parteneriat de Primăria Coaș și Consiliul Județean Maramureș, a ajuns la ediția 10-a. Este o tradiție ca în luna iulie, în localitate, cetățenii să se adune și să se bucure împreună, iar anul acesta au avut parte de 3 zile de sărbătoare. Vineri și sâmbătă, administrația locală a pregătit un concurs de guiaș urmat de Cupa Măgura la fotbal și un circuit cronometrat de motocross, spre bucuria localnicilor din zonă. Am avut 3 zile de sărbătoare, cum ar veni. Vineri a fost un prolog în Vârf Ciunguț, în pădure, unde s-au întrecut dintre cei mai buni, poate din județ, poate au fost și din afara județului, la cross, la motocross. Sâmbătă am avut un concurs de guiaș, unde am avut participanți 5 echipe și a fost și traseul cronometrat, tot de motocross. Toată lumea a ajuns la finish. Evenimentul a continuat duminică pe scena din comună, unde au fost prezenți atât parlamentari, precum și alți primari din localitățile apropiate, alături de autoritățile județene. Știu că astăzi proiectele pe care le aveți, domnule primar, depuse la București, în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere din Coa, sunt extrem de importante pentru dumneavoastră și o să aveți întreg sprijinul nostru ca și parlamentar. Aveți doi astăzi pe scenă, doi parlamentari aleși și noi acum 2 ani de zile. Și înțeleg și eu și colegii maramureșeni în Parlamentul României că principala noastră misiune nu e să stăm la București și să stăm numai în Parlamentul României pentru a face legi, ci în primul rând de a ajuta primarii. Noi toți îl vom sprijini pe Călin Achim ca această comunitate să se dezvolte în perioada următoare, pentru că suntem oameni care în acest moment conducem destinele acestui județ și avem vocația de a pregăti, de a implementa și a susține proiecte care contează pentru fiecare comunitate. Încă o dată vă mulțumesc pentru că ați păstrat această tradiție aici la Goaș, pentru că Maramureșul este locul arhaicului, locul unde în continuare se păstrează tradițiile, care trebuie să avem grijă cu toții să le transmitem mai departe viitoarelor generații. Domnule primar, vă mulțumesc pentru invitație. Consiliul Județean, executivul Consiliului Județean a fost alături de dumneavoastră din primul moment al mandatului dumneavoastră și al nostru și vă asigurăm că vom fi alături de dumneavoastră pe toate proiectele care le veți avea pe viitor. Tradiția este în biserică, tradiția este în familia noastră, între bărbați și femeie, tradiția este în portul nostru, este obligația satului românesc, a comunelor românești, ca să arate că tradiția va rămâne. Doar așa vom exista și vom duce mai departe ceea ce Decebal și cei de dinainte și de după ne-au conservat. 6 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie au fost felicitate la Nunta de Aur, primarul oferindu-le flori și diplome, iar 15 tineri care au împlinit 18 ani au urcat pe scenă pentru a fi premiați. Aici, în aceste sărbători, ne întâlnim toți până la urmă. Aici găsim oportunitatea să ne spunem problemele, să ne spunem bucuriile, să ne împărtășim greutățile. Aici reușim să, până la urmă, să mâncăm ceva împreună, să bem un vin, să bem o bere și să stăm cu familia, cu copiii, să ne adunăm până la urmă ca o familie mai întregită, cum ar veni toată comunitatea. Primăria Coaș a pregătit un amplu program de muzică și dansuri populare cu artiști locali din zonă, iar corul bisericii din Coaș a încântat publicul cu un moment special. Localnicii din Coaș au mai avut parte de invitați precum Ioana Pricop, Vasile Pop, Rafila Bărbos, Petrică Mureșan, dar a fost și muzică ușoară. Care-i rostul omului de când mama l-a născut? Care-i vrerea cerului de la tine om de lut? Cel mai sfânt lucru din lume până în ceasul ce-i muri, să dai viață, să pui nume, să trudești pentru copii.